Conectarea gospodăriilor la gaze în localitatea Strehaia este un proiect important pentru cetățenii zonei. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, a depus și susținut în Parlamentul României amendamentul prin care a solicitat construirea rețelei de gaze naturale în Strehaia. Actuala guvernare a respins însă acest amendament. Parlamentarii PSD Mehedinți demonstrează că se poate face administrație în folosul oamenilor. Din păcate, actuala guvernare se opune proiectelor ample depuse pentru județul Mehedinți. Unul dintre amendamentele respinse de majoritatea toxică PNL-USR Plus din Parlamentul României a fost construirea rețelei de gaze naturale în Strehaia, solicitat de deputatul Alin Chirilă. Marginal 1665. Se propune suplimentare cu 28.450.000 lei a creditelor de angajament și a creditelor bugetare la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului construire rețea distribuției gaze naturale UAT Strehaia, județul Mehedinți. 126 de voturi pentru, 217 contra și 3 abțineri. Amendamentul a fost respins. Parlamentarii PSD cer, actuala guvernare refuză. Din păcate, aceasta este realitatea pe care coaliția PNL-USR-UDMR o oferă mehedințenilor. Toate amendamentele pentru dezvoltarea județului Mehedinți au fost respinse.